V-am pregătit pentru astăzi o poveste absolut senzațională, spusă de un fost ofițer superior de securitate. Ea ne poartă din momentul intrării trupelor hortiste în Ardeal până la descoperirea unei agenturi de spionaj sovietice în vestul țării. Personajul principal este același un copil de origine maghiară care, cu nume românizat, reușește să avanseze în ierarhia securității statului. Povestea este spusă de locotenentul colonel în rezervă Ioan Micle în revista Vitrali. Iată amintirile colonelului Micle. Hotărârea de a șterne pe hârtie aceste rânduri am luat-o văzând cele petrecute în legătură cu arborarea unor însemne neconforme pe clădiri ce adăpostesc instituții oficiale ale statului român și înverșunarea cu care concetățenii noștri de naționalitate maghiară, unși în funcții importante în stat, motivau necesitatea, utilitatea și oportunitatea acestei abordări. Constat, evident fără surprindere, că ceardașul capetelor înfierbântate se joacă pe aceeași partitură scrisă în urmă cu sute de ani pentru Ținutul Transilvan. Deși sunt trăitor de an bun în sud-vestul României, am directe, adânci și puternice rădăcini în Maramureș, în țara natală a lui Grigore Pintea, zis Viteazul, adică țara Lăpușului, și de aceea mă supun imboldului de a răscoli puțin trecutul nostru nu prea îndepărtat. Părinții mei își au originea și au dus traiul și au trecut la cele veșnice pe muntele Preluca, cel mai mic și mai bătrân munte din lanțul munților Maramureșului, după preluarea Ardealului de Nord în septembrie 1940 de către Ungaria hortistă, ca urmare a dictatului de la Viena. Armata maghiară a organizat tineretul din România, ocupată în detașamente de premilitari, levente, după propriul model. Pe muntele Preluca, în apropiere de vârful Florii, există o poiană numită Rantaș, cu o suprafață de circa 2 hectare pe care copiii români au fost obligați să o are, fiind înhămați la plug de către jandarmii unguri, care îi îndemnau la muncă cu biciul. Oare acest lucru se poate uita? Cum mai poate românul să suporte neobrăzarea revizioniștilor, iredentiștilor și a cozilor lor de topor? Întrerup aici puțin povestea colonelului în rezervă, spunându-vă că nu întâmplător am ales astăzi acest text. În 1990, în 19 și 20 martie, Târgu Mureș a fost însângerat de luptele duse de români și maghiari. Efectul principal pe care îl țineți minte, o zi mai târziu, România își reorganizează principalul serviciu secret de informații interne, SRI. Revin la povestea bătrânului colonel. În urmă cu câțiva ani, în lada de zestre a bunicii, am găsit o publicație din 1940 în limba maghiară, în care se elogia ocuparea Ardealului de către Ungaria, iar o fotografie reprezenta momentul în care un copil localnic îi înmâna flori ofițerului hortist care conducea trupele de ocupație ce urmau a forma garnizoana din Sighetul Marmației. Acest copil era din localitatea Petrova, cu populație de naționalitate maghiară și se numea Crișan Micloș. Investigând ulterior evoluția copilului cu florile, nu mică mi-a fost mirarea să aflu că, după un timp, atunci când și-a făcut buletinul, a devenit Nicolae Hrițan, evoluând, apoi pe scară socială, până la funcția de șef al Inspectoratului Județean Maramureș al Ministerului de Interne, funcție pe care a deținut-o până în anul 1981. În acel an, o mână de inimoși slujitori ai Securității Naționale au documentat cum colonelul Hrițan Nicolae făcea parte dintr-o rezidență informativă sovietică, al cărei conducător era doctor inginer Gabrian
Valeriu, fostul director general al centralei minelor și minereurilor neferoase Baia Mare. La întâlnirea pe care cei doi au avut-o în ziua de 1 mai 1981, cel din urmă îi atrage atenția primului că nu și-a îndeplinit sarcinile ce-i fusese rătrasate, fapt care va stârni furia șefilor lor și trebuie să facă eforturi sporite pentru a-și îndeplini pe viitor sarcinile. Urmare acestor isprăvi, cei doi au fost destituiți din funcții și până la pensionare, Nicolae Hrițan a fost șef al biroului de securitate din Sighișoara, iar Gabrian Valeriu, șef serviciu personal în Ministerul Minelor și Geologiei. Și înainte de 1990, unii cetățeni români de naționalitate maghiară încercau să arboreze, ori să expună, uneori atent disimulat, simbolurile ale Ungariei cu ocazia sărbătorilor naționale ale românilor sau unor mari sărbători religioase ortodoxe. Ambiția de expunere a simbolurilor Ungariei mergea până acolo încât la magazine alimentare, magazine de țesături și stofe la restaurante conduse de conaționali maghiari, se aranjau mărfurile și ambalajele, cum ar fi navetele cu sticle, în culorile drapelului Ungariei. Șovinii, redentiștii, revizioniștii actuali îi acuză pe români de intoleranță și acțiuni de deznaționalizare a minorităților, mai cu seama maghiarimii din Transilvania. Cum, Doamne, de uită ei că în epoca comunistă, implementată în România, în deoseb de alogeni, în zona serviciilor și în deoseb în cea alimentației publice, acolo unde angajații erau de naționalitate maghiară, românii erau cu greu sau deloc serviți. Am dat peste documente, spune colonelul Micler, din care rezultă că în Transilvania se practicau acțiuni de maghiarizare a românilor, inclusiv la nivelul anilor 80. De exemplu, în comunele unde secretarul primăriei era etnic maghiar, la nașterea unui copil într-o familie de români, copilul era înregistrat și însă întocmea certificat de naștere cu nume tradus în ungurește, Gheorghe Ianoș Ișvan, mizându-se pe faptul că tatăl, care de regulă mergea să înregistreze nou-născutul, era marcat de eveniment și nu va băga de seamă eroarea. Respectivii copii erau apoi înregistrați la biserică, complicitatea unui preot catolic sau reformat, numărul minoritarilor unguri era crescut și în procesul căsătoriilor mixte. Mă dor cuvintele preotului protopop Florin Tohănean, trăitor și slujitor în secuime aici, dacă nu știi ungurește, ori înveți, ori pleci, dacă în 1918 aveam conducătorii de astăzi, la această oră vorbeam toți ungurește, Marea Unire n-ar fi existat. Faptul că mințile înfierbântate ale ungurimii au acționat planificat, organizat și cu perseverență de-a lungul unui prea lung șir de ani, o dovedește printre altele și pregătirea evenimentelor din decembrie 89. Spre exemplu, în luna septembrie acelui an, trei prelați din Austria și-au întrerupt circuitul turistic rutier în România la viaductul mehedințean Vârciorova pentru a continua turismul pedestru, având drept țintă identificarea vechilor borne de hotar ale fostului Imperiu Austro-Ungar. Apoi, nu trebuie să uităm că în 1990, la inaugurarea Băncii Europene pentru Investiții, președintele de atunci al Consiliului de Administrație a declarat public că intervențiile acestor bănci se vor opri în răsărit la granițele catolicismului, adică în traducere liberă, aproximativ pe crestele Carpaților românești, în limita granițelor fostului Imperiu Austro-Ungar. Vreau să vă spun că după mine, problema iredentistă în forma ei manifestă este depășită la această oră, ea mai regăsindu-se doar în alocuțiunile unor minți înfierbântate care cred că astfel pot avea un beneficiu electoral, fie în Ungaria, fie în România. Mulțumesc de răbdare!